Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1955, la data de 25 iunie, a fost înființată Biblioteca Centrală de Stat din București, denumită astăzi Biblioteca Națională. De-a lungul timpului, biblioteca a purtat diferite denumiri în funcție de regimul politic și de puterile care s-au succedat. Conform istoricilor și cercetătorilor, Biblioteca Națională a României își are originea în Biblioteca Colegiului Sfântul Sava din București, una din cele mai vechi și reprezentative biblioteci din România. Biblioteca Colegiului Sfântul Sava a fost dată în folosință în anul 1838, în acea perioadă, fundul bibliotecii fiind de circa 1000 de volume. După unirea din 1859, în același an, biblioteca primește statutul de Bibliotecă Națională. Din 1955, Biblioteca Națională, denumită Biblioteca Centrală de Stat, avea atribuțiile specifice unei biblioteci naționale, conform standardelor UNESCO. În 1962, Biblioteca Bateaneum din Alba Iulia devine filială a Bibliotecii Centrale de Stat. După evenimentele din decembrie 1989, mai exact în ianuarie 1990, Biblioteca Centrală de Stat primește numele de Biblioteca Națională a României, denumire păstrată până astăzi. De asemenea, tot pe data de 25 iunie, în anul 1701, Atanasie Angel avea să fie instalat ca episcop unit al Transilvaniei, moment în care avea să survină și desființarea vechii mitropolii ortodoxe din Ardeal. Instalarea solemnă a noului ierarh unit a fost făcută de tezaurarul Ștefan Apor. După cuvântarea acestuia, rostită în limba latină, s-a dat citire textului diplomei imperiale din 19 martie 1701, cunoscută sub numele de a doua diplomă leopoldină. În limba română nu a fost rostită nicio cuvântare, iar episcopul Atanasie Angel nu a luat cuvântul. Astfel își înceta existența vechea mitropolie ortodoxă a Transilvaniei, fiind înlocuită cu o episcopie greco-catolică. Atanasie Angel, care a avut două tentative de revenire la ortodoxie, în anii 1707 și 1711, a trecut la cele veșnice la data de 19 august 1713, fiind înmormântat lângă vechea biserică a mitropoliei Belgradului, construită de domnitorul Mihai Viteazul. Ulterior, odată cu construcția cetății Alba Carolina, vechea biserică a fost demolată, iar mormântul vlădicului Atanasie a fost mutat în cimitirul de lângă biserica Sfânta Treime din Alba Iulia, locaș care este ctitorie a sa.